Eu, sunt Alexandra Tatu, profesoară de limba și literatura română la Școala Gimnazială Titul Maiorescu din București. Și astăzi suntem tot oamenii acțiunii, cum spuneam data trecută. Doar că o să învățăm o noțiune nouă, ne ajută și răspunde întrebărilor mele, Miruna. Bună ziua, Miruna! Ce faci? Bună ziua! Sunt bine! Mă bucur! Astăzi discutăm despre construcții active, construcții pasive cu verbul a fi. Îl vedem pe a fi, prietenul nostru, cum spuneam, uh, te rog să-mi amintești puțin valorile lui a fi. A fi putea să fie verb, predicativ. Da, foarte bine. Auxiliar și copulativ. Auxiliar și copulativ, excelent. Acum, haideți să vedem în aceste construcții pasive, cam ce valoare o avea. Și ne amintim textul cu personajul, avem acest uh, fragment. Cum spuneam, își dorea să fie un personaj, dar ce trebuia să fie acea carte scrisă de cineva. În această construcție, observăm că avem acest agent, să-l numim așa, al acțiunii. Îl avem și pe a fi aici, dacă te uiți puțin. Hai să vedem cum putem face referire la această construcție. Am zis așa, profesorul a scris cartea pentru a vedea noi un pic deosebirea dintre cele două structuri. Profesorul a scris cartea respectiv, cartea a fost scrisă de către profesor. Observ ceva ce s-a schimbat în a doua construcție? La subiectul. Perfect, subiectul s-a schimbat. În prima, care este subiectul? Profesorul. Perfect. Aici, cartea a fost scrisă? Cine a fost scrisă cartea? Perfect. Acum, în prima propoziție, subiectul identificat, ce numește? Oare autorul acțiunii sau obiectul care suportă acțiunea făcută de cineva? În prima, cu profesorul. Ce zici? Eu zic că e varianta a, autorul acțiunii exprimate de verb. Foarte bine. Pentru a doua propoziție, subiectul identificat, ce numește? Autorul acțiunii exprimate de verb sau obiectul care suportă? Obiectul care suportă acțiunea. Obiectul, cartea. Autor. Exact. Bun. Acum, în aceleași două enunțuri, în care dintre cele două propoziții se pune accent pe autorul acțiunii? Avem pe aceleași de analizat. Eu zic că în prima. Foarte bine. Ce... În prima. Prima propoziție. Dar pe obiect? În a doua. Foarte bine. În a doua. Cum? În a doua propoziție observăm noi substantivul profesor, care este precedat de prepoziția compusă de către. Ce o denumi? De către profesori. Este cel care face acțiunea sau obiectul care o suportă? Este cel care face acțiunea. Cel care face acțiunea, foarte bine. Deci, autorul acțiunii. Continuăm. Într-o construcție verbală activă, o să ne jucăm cu aceste două noțiuni, construcție verbală activă, respectiv construcție verbală pasivă. În ce activă, și așa după nume, activă, pasivă, o să încercăm să găsim o diferență. În ce activă, subiectul este autorul acțiunii exercitate asupra unui obiect. Miruna a scris o carte de aventuri. Acum, aici avem autorul, Miruna, subiectul, avem și predicatul a scris, e un predicat de care? Verbal. Verbal, foarte bine. Ce a scris? O carte de aventuri. O carte de aventuri. Carte. Avem aici ce funcție o fi având ce a scris? O carte ce funcție sintactică? Este complement direct. Exact. Un complement direct avem aici. Acum, în cea pasivă s-au schimbat rolurile? Avem cartea de aventuri a fost scrisă de Miruna. Încă o dată, subiectul aici. Cartea. Perfect a fost scrisă de Miruna. Care crezi tu că e predicatul? Până unde subliniez acest a fost? Ce zici? Păi de data asta eu zic că avem predicat nominal a fost scrisă. Aha, ți se pare că este un predicat nominal. De Miruna. Ce-o fi de Miruna? De cine a fost scrisă? Seamănă cu ce? Cu un complement prepozițional, parcă ar duce, prepozițional. nu? Exact. Da. Hai să vedem. La aceste două întrebări trebuie să răspundem acum. În cel de-al doilea exemplu avem o construcție pasivă. Avem un fel de agent, pacient, un doctor, pacient, să numim, observ că pățește ceva, îi se întâmplă ceva, să spunem, în a doua construcție. Avem un subiect, ai văzut, cartea. Avem o formă verbală pasivă, este scrisă, de exemplu. Dar să știi că într-adevăr, ar fi ca o formulă a predicatului nominal, dar ca funcție va fi predicat verbal, să știi. Pentru că am acolo un verb la participiu, dar care face acordul în funcție de subiectul nostru. Aveam acolo cartea feminin. Complementul despre care spuneam noi că seamănă cu cel prepozițional este un tip într-adevăr de complement prepozițional, dar se numește de agent. Și îl ținem puțin minte așa, considerând că este agentul acțiunii. Deci, complementul acesta de agent este un tip de complement prepozițional. Formula magică, să o numim, a construcției verbale pasive ar fi aceasta. Verba auxiliară a fi. Observăm aici ce spuneam la început. Valoarea verbului a fi este verba auxiliar și în această situație. Adăugăm pe listă în construcții pasive. Participiu verbului deconjugat, scrisă. Și am terminat cu forma verbului apoi cele două elemente, subiect și complementul de agent. Acum, dacă ar fi să discutăm acest a fi, are forme în aceste construcții pasive la modurile personale, da? poate să ia formele acestor moduri. Singura excepție ar fi imperativul, nu pot forma. Dar dintre cele nepersonale, o să vedem că doar pentru gerunziu vom avea, fiind scrisă de el, în această construcție apare cea construcția pasivă și infinitivul, cu infinitivul la fel construiesc, a fi citită de colegi. Deci cele două, fiind scrisă de el și a fi citită de colegi, sunt construcții verbale pasive. Complementul de agent despre care povesteam este un tip special de complement prepozițional. Denumește autorul acțiunii, dintr-o construcție pasivă și poate fi exprimat prin. Noi l-am întâlnit printr-un substantiv de către Miruna, dar putem avea exprimat și printr-un pronume, nu? Care este pronumele aici? Ei. De ei. Foarte bine. Iar numeralul în cazul acuzativ a fost adus la festival de către cei doi. Yes, numeralul este de către cei doi. Foarte bine. Sunt situații în care acesta nu apare, dar se subînțelege. Continuăm. Aici ar fi o schemă foarte clară, cum transformăm o construcție activă dintr-o construcție activă, cum trecem într-una pasivă. Ce se întâmplă mai exact? Acel subiect, colegii, da? Să segmentez doar atât. Devine ce? Complementul de agent. Verbul din forma sa activă, pregătesc, ia forma pasivă. Este pregătit. Dar vreau să observ ceva. La ce? Mod și timp am pregătesc. Pregătesc este la mod indicativ? Eu pregătesc prezent. când, acum. Exact. Indicativ prezent. Foarte bine. Dacă ne uităm puțin la este de aici, ce formă are? La ce mod și timp? Tot indicativ prezent. Tot indicativ prezent. Așadar, trebuie să respectăm în trecerea aceasta modul și timpul. Acesta fi va avea același mod și timp cu al verbului din forma activă cu forma activă. Complementul direct observăm această combinare. Avem un complement direct care devine ce? Un discurs devine. Discursul. Subiectul. Discursul subiect. Devine subiectul. Cam așa se întâmplă. Subiectul devine complement de agent. Complementul direct devine subiect. Încă o dată, tot ce am scris aici schematic, o să avem povestit, să vă rămână scris. Cum transformăm? Hai să încercăm această construcție activă, tata vindea tot. Cum o transformăm? Tata subiect vindea este predicatul verbal, ce vindea tot. Avem un complement direct pentru a putea transforma. Pune-l pe prima poziție. Totul. Da. Totul era vândut de, da de tata. Foarte bine, foarte bine. Ai păstrat și forma verbului. Era vândut de tata. Foarte bine. Cum spuneam, complement direct devine subiect, subiectul devine complement de agent, iar forma verbului se modifică, astfel auxiliarul păstrând modul și timpul verbului din construcția activă. Pentru funcțiile sintactice, dacă ar fi să spunem noi care ar fi acestea, ale verbului din construcțiile pasive. Predicat verbal. Acel este scrisă, despre care spuneam. Scrisă de către Miruna. Predicat verbal dacă am un mod, da? personal, să-l numim. Când se află la gerunziu un schimb, a fi un circumstanțial de cauză. Fiind aruncată de vânt, rama s-a spart, fiind aruncată. Din ce cauză să a spart? Fiind aruncată. Când se află la infinitiv subiect, a fi apreciat, de ceilalți este o bucurie. Cine? A fi apreciat. Avem și complementul de agent și aici, și aici, care ar fi? Pentru fiind aruncată de vânt, rama se-a Care crezi că e complementul de agent? Rama? Cine face? De vânt. Nu, rama este cea care pățește. Ceva. Așa. Avem. Dincolo, a fi apreciat de ceilalți? de ceilalți. De ceilalți? Prin ce este exprimat aici complementul de agent? În altele exemplu, este exprimat printr-un pronume, pronume demonstrativ. Așa, bravo, de diferențiere. În regulă. Acum, hai să vedem. Modul, timpul, persoana, numărul verbelor auxiliare din construcțiile pasive de mai jos. Pictura este făcută de către doi dintre elevii mei. Unde trebuie să mă uit eu pentru a indica modul, timpul, persoana și numărul Verbelor Auxiliare Aici, la este Pentru la este. este Ce mod, timp, persoană, număr Indicativ da. Prezent Persoana a treia Corect. Singular Perfect Dar dacă ar fi să-mi transformi Această construcție pasivă Într-una activă, cum mai face? Încerci? Deci, ce se de către doi dintre elevii mei? Doi dintre elevii mei fac. Uh, pictura. O, pictură, o pictură. Foarte bine. Fac, o pictură. fac ai păstrat timpul. Foarte bine. Lecturile ar fi fost alese de sora ei. Ce avem aici? Ar fi fost, este auxiliarul. La ce mod și timp? O să zicem doar mod și timp, că o să vedem persoana și numărul se repetă. Ar fi condițional optativ. Perfect. Da, exact. Pentru vulpea fusese îmblânzită de el. Fusese avem uh, indicativ mai mult ca perfect. Foarte bine. Bun. Dar dacă ar fi să transformi în activă, construcție activă, cum mai spunem? El îmblânzise vulpea. Foarte bine, el îmblânzise vulpea. Și despre cine e vorba? Cine a îmblânzit vulpea? Îți mai el aduce a îmblânzit vulpea. Dar cine? Ce personaj? Îți mai aduce aminte? Ah, Prinț. <laughs> Micul Prinț, exact. Acum, pentru Cristina, voia ca planul pentru proiect să fie făcut de ea, care ar fi construcția noastră? S-a dat un enunț, așa mai. Mare. Să fie Să fie făcut de ea, doar să fie Ne uităm la auxiliar La ce este aici? Conjunctiv prezent Perfect Conjunctivul prezent Câte predicate sunt în frazele de mai jos? Ce zici? Cărțile au fost cumpărate și donate de elevi Cred că, cu că Nu e problemă Totul Unu zici, ai unul? Care? Au fost cumpărate și donate? Cu totul, zici tu. Ei bine, mm. într-adevăr, da. acesta este, dar până aici e un predicat de care? E o construcție pasivă. Vedem structura da. de elevi, complement de gen. Ce fel de predicat este? E la da. indicativ? Da. E un predicat verbal. Verbal. Da, verbal. Ei bine, să știi că aici avem elipsa acestui auxiliar. Lipsește, dar avem două propoziții. Vom separa, să știi, da? l avem pe și, donate de elevi. Avem două propoziții principale aflate într-un raport de coordonare de care mai țin minte, raportul de coordonare, să te văd cum se numea cel prin și sau relație. Juncțiune. Juncțiune. Foarte bine. Dar să știi că și aici o să avem la fel, o propoziție se subînțelege acest auxiliar și au fost donate. Să spunem că aceasta ar fi o excepție, așa să o reținem. Hai să exersăm, să vedem cum ne descurcăm. La fel, transformăm construcții active în construcții pasive. Acum, Ioana repară raftul bibliotecii. Cum scriem? Transformarea. Raftul bibliotecii este reparat de Ioana? Raftul bibliotecii. Trebuie să păstrez prezentul. Este reparat de Ioana. Pot pune de sau de către. Perfect. Elevii ascultau povestea ei? Cum scriu? Povestea ei era ascultată de către elevi sau de elevi? Foarte bine. Povestea ei era ascultată de elevi. Acum, colegul meu a citit mesajul. Cum scriu? Mesajul meu a fost citit că de către coleg. Da, mesajul a fost citit de către colegul meu sau de colegul meu. Meu. Perfect. Și pentru Miruna ar fi citit acele cărți, dacă ar fi avut lista de lectură să completăm. Acele cărți ar fi fost citite de Miruna sau de cât? Acele cărți foarte bine ar fi, cum ai zis? Ar fi. Ar fi fost. Foarte bine, așa n-am auzit exact, ar fi fost citite de Miruna. Continuăm exercițiile. Transformăm următoarele construcții pasive în construcții active. Întoarcem. Tabloul a fost realizat de către un pictor celebru. Cum scriem? Un uh, pictor celebru da. a realizat tabloul. Da. Celebru a realizat perfect compus. Îl păstrăm. A realizat tabloul. Foarte bine. Pentru piesa ar fi fost compusă de Mozart? Mozart ar fi compus piesa. Da. Foarte bine. Pentru următorul? Cum zicem? Cărțile sunt aranjate de ai mei. Ai mei aranjează cărțile? Da. Și pentru ultima? Cei trei învățaseră lecția. Lecția fusese învățată de către cei trei. Cei trei, cum spun? Învățaseră Așa. Lecția. Foarte bine. Complementul de agent prin ce este exprimat? Și unde îl găsesc? Prin... Ia, spune -mi, el și pe el. Păi în prima situație. Substantiv. Da, de către un pictor. Aici avem un substantiv comun. Aici? De Mozart am avea un substantiv propriu. Un substantiv de propriu. propriu. Foarte bine. De ai mei Un pronume posesiv. E un pronume posesiv. Foarte bine. Cei trei? Și de către cei trei, prin... Uh... Numeral, cardinal. Perfect. Și ce valoare are? Ai idee? Avem pronominală, substantivală, adjectivală. Cred că substantivală. Nu, e pronominală, aici apare singur. Pronominal. Sub... Exact, substantivală când ne gândeam așa organizatoric, școala 3 sau dacă spuneam autopunțul 3, tramvaiul 3 sau dacă aveam adjectivală, trebuia să stea lângă un substantiv, da, sau un înlocuitor al acestuia și spuneam trei elevi au venit. Acolo era adjectivală. Mare atenție, aici e pronominală valoarea. Foarte bine. Acum, hai să mai vedem. Găsește construcțiile active care nu pot fi transformate în construcții pasive. Cum fac să verific? Și această idee trebuie verificată. Profesorul redactează un eseu. Ce ar trebui să verific eu? Dacă am aici în construcție activă un ce care să devină subiect? Un complement de care? Un complement direct. Și am? Ce redactează? Da. Este. Am. Perfect. Și cum transform, dacă ar fi să transform? Un, es, un es este redactat de către Da, sau eseul este redactat de către Eseul este. De către. Bine. Foarte bine, da. Noi am ajuns la cinema. Pot transforma? Ce zici? Nu, deoarece am avea un uh, circumstanțial de loc. Perfect, deci nu pot. Da, o să tai eu așa, simbolic. Telespectatorii ascultaseră cu interes emisiunea. Ceea ce sperăm. Ghease. Ce ascultați la emisiunea? Eu zic că merge. Foarte bine, ți am avea mai la sfârșit așa să văd dacă îl observi. Da, exact aici era complementul direct. Și cum aș transforma? Emisiunea fusese ascultată cu interes de către telespectatori. E inunat. Și pentru ne vom gândi la un plan pentru cercul de lectură? Nu cred că... Uh... Nu merge, că nu avem într-adevăr. Dacă mă gândesc merge, la plan, avem... ce, plan, ce funcție ar avea? Complement proporțional la Foarte. ce ne vom Exact, gândi. la ce ne vom gândi sau pentru ce? Pentru Și ce fel cerc, de plan în... mai avea. Da, Exact, pentru ce, pentru cercul, care, de lectură, aici avem la sfârșit un atribut, ne vom gândi la un plan pentru ce, nu mai aveam altul, da? Și atunci nici aceasta nu ar putea fi transformată. De asemenea, să fim foarte, foarte atenți și la situațiile cu predicat nominal. Cerul este înnorat. Nu pot completa de către cine. Seamănă foarte mult construcțiile, într-adevăr, predicatul nominal și aceste construcții pasive, dar trebuie să le verific foarte bine. Subiectul care este, mă uit după dacă am un complement de agențe, poate și subînțelege și îl verific. Bun. Pun așa un semn al exclamării mare și pun și o față veselă, că o să reținem? Eu zic să reținem faptul că poate fi predicat verbal acest verb și că este atunci când se află la indicativ, conjunctiv, condițional, optativ, um, pentru că îl putem confunda și putem spune despre el că e predicat nominal. Deci, funcția sintactică, predicat verbal, asta ar fi de reținut, și că este verb auxiliar, verbul a fi în componența acestei structuri. În regulă? Mulțumesc mult, a fost minunat. Te-ai descurcat foarte bine. Cu voi mă văd și data viitoare, la fel pregătiți de treabă. N-a fost atât de greu, așa. -i? Spor să aveți astăzi și mult succes. La revedere!